Capitolul 17. Schimbarea la față. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Vindecarea unui lunatic. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici colo. Și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Iisus vestește moartea și învierea sa. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Iisus plătește daria pentru templu. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau daria pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește daria. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului, de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le-o lor, pentru mine și pentru tine.